Aproape jumătate dintre șoferii prinși băuți la volan scapă basma curată. În 2013, din peste 4.000 de astfel de cazuri documentate de către polițiști, o mare parte a rămas fără finalizare. Potrivit datelor oficiale, 1.917 dosare penale au fost remise instanțelor de judecată. În același timp, 1.600 de cauze intentate șoferilor prinși băuți la volan au fost clasate sau suspendate. În unele cazuri, conducătorii auto au scăpat doar cu amendă. Acestea ajunge până la 3.000 de lei, potrivit unui proiect de lege aprobat de deputați în toamna anului trecut. Documentul mai prevede că șoferii care vor fi prinși la volan în stare avansată de ebrietate pot fi privați de dreptul de a conduce pe un termen de la 1 la 3 ani. Acum 2 ani, un angajat al Serviciului de Informații și Securitate a ajuns la poliție după ce a condus automobilul în stare avansată de ebrietate. Vladimir. Da, familie? Alexei Rolu. Ați fost la prieten, la rând? La prieten. Și ați servit acolo? Da. Angajatul SIS a scăpat doar cu o amendă, iar procuratura militară a clasat dosarul la scurt timp după producerea incidentului. Un alt caz de rezonanță a fost cel al preotului din satul Bulboaca, raionul Anenii Noi. Mi-aș începeți, bă, după așa, stiați tare de ebrietate. Ei, o leacă, băi, omule! Eu v-am spus, dacă am 100 de grame, asta nu-i încălcare de lege. Domnul Nicolae. Eu am muncit toată ziua, ui! Nu, ui, că eu nu-s la cohoți, dumneavoastră. Domnul Nicolae, băi, stai un leacă. Băi, nu mă b***te. După această întâmplare, preotului i-a fost interzis să oficieze slujbe timp de 3 luni și o femeie a fost prinsă băută la volan. Ea s-a dat în spectacol în timp ce era interogată de polițiști. Ieri am avut zi de naștere, am consumat Da, bine? Astăzi tot am băut două bieri. Bine, haide să vedem. Mai spui? Hai, nu-mi da, mă. Refuz expertiza. Dar du-te de aici. Vreau să mai scălesc. Polițiștii au lăsat femeia de 29 de ani fără permisul de conducere.